Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei, în comuna Bumbești-Pițic. Realizăm un interviu cu primarul comunei Bumbești-Pițic, doamna Irina Cojocaru. Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața și bine ați venit la noi în localitate! Spuneți-ne care ar fi problemele curente în acest moment la primărie. Cu ce vă ocupați? Că am văzut că este foarte multă agitație, multe acte de semnat, dosare de făcut. Da, într-adevăr, este perioada când oamenii trebuie să vină la primărie să-și ridice adeverințele APIA și atunci noi trebuie să fim la dispoziția dumnealor ca să plece foarte repede, să nu piardă din timpul dumnealor, care este foarte prețios. Mai mult decât atât, oamenii au fost anunțați să vină la primărie să-și ridice și documentele, extrasele de carte funciară, pentru că noi am reușit să cadastrăm 15 sectoare pe cadastrarea gratuită, iar avem în curs încă 6 sectoare unde cetățenii vin să-și depună documentele și să fie verificate dacă au fost introduse în baza de date. Este foarte bine că de obicei oamenii sunt obișnuiți, vin la primărie, li se spune să revină a doua zi sau poate mai târziu, e destul de complicat, pierd timp și nu e tocmai ok, poate sunt și bătrâni în vârstă. Acum, ce să vă spun, eu știu că noi suntem la dispoziția dumnealor, cu de altfel și aparatul de specialitate al primarului, nu am avut probleme, oamenii au plecat acasă cu anumite probleme nerezolvate, numai dacă necesita și alte documente, aducându-le în ziua următoare. Dar la noi oamenii pleacă cu problemele rezolvate atunci când vin la primărie și cât de repede se poate. Doamne ajută, vorbați de probleme rezolvate, ați preluat și mai discutam subiectul acesta și în cealaltă emisiune. Ați preluat o comună, din păcate, cu foarte multe probleme. Iată, totuși, o parte dintre ele s-au rezolvat. Ați făcut și altele în plus. Ați mai făcut însă ceva în această perioadă? Ați trecut la PSD? Da, într-adevăr, așa este. Mie îmi place să discut despre problemele nerezolvate, dar nici acelea nerezolvate nu trebuie neglijate. Pentru că asta este. Atunci când ne asumăm să candidăm, trebuie să știm că preluăm un mandat și cu bune și cu rele. Într-adevăr, a fost un mandat foarte greu, cu multe proiecte începute și nerecepționate, dar problema nu a fost atât de mare nerecepționarea lor, cât a fost de mare cheltuirea banilor, pentru că dacă noi aveam bani, puteam să le finalizăm foarte ușor și atunci nu mai aveam probleme. Banii au fost cheltuiți și lucrările nu au fost recepționate. Destul de greu a fost lucrul ăsta. Le știți și dumneavoastră care sunt, că se văd în mass media, drumurile, căminul cultural a fost cu probleme, un pod. Sunt lucruri care, da, ușor, ușor încercăm să le rezolvăm și sperăm că va fi foarte bine. Trecerea la PSD? Am zis că nici nu o să mai discut despre acest lucru pentru că nu îmi face o mare plăcere. Îmi place că am trecut la PSD. Am fost primită foarte bine. Culmea este că și colegii care deja fac parte, organizația fiind destul de mare, m-au primit cu bunăvoie, deschis și am discutat și despre problemele dumnealor și despre problemele mele. Iar de la Partidul Național Liberal, eu am crezut, nu m-am regăsit în echipă, am încercat și să știți că lucrul ăsta îl cunosc apropiații ai mei care fac parte din Partidul Național Liberal, mai discutam, sunt un om sincer care ne-a spus lucrurile pe față, nu m-am regăsit, n-am putut să comunicăm. Asta este, subiectul rămâne închis și sper să fac treabă de la Partidul Social Democrat, să fie satisfăcut că până la urmă și noi acolo pe scara ierarhică avem șef, președintele Consiliului Județean, președintele partidului, să fie mulțumiți de evoluția mea și de modul cum îmi desfășor activitatea în localitate, pentru că este jenant că atunci când pleci dintr-un partid să spună că n-ai făcut treabă, știind că s-a făcut lucruri bune. Dar asta este, mergem mai departe. Ați terminat reabilitarea căminului cultural, drumuri asfaltate, pod, așa cum spuneați dumneavoastră, grădiniță, școală, biserici. Într-adevăr, pentru mine sunt prioritate. Prima dată a fost învățământul prioritar pentru mine și foarte mult efort am depus pentru școala din localitate.
Dar, dar se și văd rezultatele și terenul de sport și școala cum arată, a fost reabilitată, mobilier, tot ceea ce trebuie. De ieri copiii au primit și masă caldă, da? Și sunt foarte bucuroși. M-am bucurat că am auzit, n-am putut să merg ieri la școală că am avut un proces la Târgu Jiu cu drumul de la Crâligei și a trebuit să fiu prezentă la proces. Dar am aflat de la domnul director, copiii au fost foarte mulțumiți, au fost foarte încântați, mă bucură lucrul acesta. Și de fiecare dată eu o să fac lucruri bune pentru copii, pentru că ei sunt viitorul și ne reprezintă pe noi ca și oameni. Doamne ajută! Este o treabă foarte, foarte bună că primesc masă caldă. Foarte bună și atunci nu mai există nici discuțiile că un copil are la pachetel carne, unul are ou, toată lumea mănâncă la fel, toți sunt bucuroși. Știți cum era proverbul înainte când mergeam la muncă și mâncam cu toții, ne îndemnam, parcă plecam mult mai sătui, mai puteai să mai și socializezi. Este foarte bine, sunt bucuroasă pentru copii că au primit cu atâta bucurie masa caldă. Vedeți pe viitor, apropo de educație și poate o uniformă la copii, să fie toți îmbrăcați la fel, cum credeți că ar primi treaba aceasta? Mi-ar place lucrul acesta, mie personal mi-ar place. Aici încă nu m-am gândit la acest lucru, dar mi-ați dat o idee. O să discut cu conducerea școlii, cu domnul director, noi colaborăm foarte bine, adică n-am avut probleme de genul acesta. Și probabil cu ajutorul părinților, dacă există varianta și se poate să participăm și noi cu un sprijin, ar fi foarte bine. Adică și școala se aseamănă ca și un colegiu, curtea școlii este foarte bine dotată, frumos și amenajată. Și în recreație eu cred că le-ar sta bine la copii cu o uniformă. Da, ați avut o idee bună, vă mulțumesc, merită luată în calcul. Ceva simplu, o cămașe, cămașe, fustă, blămaren sau da, exact. Pantalon negru, da. Dar ar fi foarte bine la orele de sport. Ei, noi ne-am gândit că poate nu toți copiii au posibilitate, dar există varianta să găsim sponsorizări, să mai ajut și eu și atunci s-ar putea face lucrul ăsta. Din toamnă să avem așa o școală ca și un colegiu, toți copiii să fie îmbrăcați la fel, să fie fericiți, să înceapă anul școlar cu bine. Da, e o idee bună, mulțumesc. În ceea ce privește sărbătorile de Paști, curățenia de primăvară, bisericile, dacă sunt pregătite, poate faceți ceva, că știu că dumneavoastră mai aveți activități de Paști. S-a organizat maslu la două biserici din localitate. Duminică urmează să fie organizată și la noi în parohie la Lupești. O să ne ocupăm de curățenie, încă nu am început. Am căutat niște băieți ca să poată, oameni, de fapt, pe care să-i plătesc eu și mi-a mai promis doi cetățeni din localitate că o să sponsorizeze, fiindcă noi nu avem oameni la 416, nu avem niciun om care să ne putem face și nici oameni angajați pe administrativ pentru curățenie, atunci trebuie să apelăm la voluntariat și eventual să plătim oameni să ne ajute să curățim străzile, rigolele. Mai mult decât atât, aceste munci de foarte multe ori au fost făcute cu salariații din aparatul de specialitate al primarului, dar acum, cum am discutat înainte, sunt foarte prinși pentru că la momentul de față în primărie se lucrează la avem licitație la canalizare pe satul Poenar, urmează săptămâna viitoare să fie finalizat și să semnezi contractul. Avem achiziție la școală pentru că avem un proiect pe PNRR, pe fonduri europene cu dotări la școală, o să beneficieze copiii de tablete, de calculatoare, de laboratoare de informatică, de biologie, toate cele necesare. Avem la momentul respectiv, am avut licitația cu masa caldă, chiar a implicat foarte mult. Mai mult decât atât, la registrul agricol este perioada când se eliberează adeverințele APIA plus cadastrarea, iar din nou sunt foarte ocupați și ca atare nu mai pot să-i solicit și cu această curățenie. De asta am fost pus în situație să fac apel la cetățeni, la voluntari și de ce nu să vedem să cum plătim niște cetățeni din banii mei și cine s-a mai oferit să ne sponsorizeze să facem în curățenie în localitate. Am înțeles. Așa pe viitor, doamna primară, în ceea ce privește asfaltarea drumurilor, infrastructura, ce ar mai trebui făcut? Aici este o problemă, pentru că atunci când am preluat mandatul, eu figuram la Ministerul Dezvoltării cu două drumuri nerecepționate, cu acel drum din început din 2009 și cel din 2014 în Crâligei și ca atare mi-au fost date jos proiectele pentru modernizare drumului.
ca să pot să depun alte proiecte, a trebuit să fac cadastru și extrag de carte funciară, pentru că noi nu am avut, în momentul când eu am luat mandatul, acum 3 ani de zile, nu am avut niciun metru de drum cadastrat din domeniul public și cu atât mai mult nici drumurile din localitate nu erau cadastrate. Atunci a trebuit, am prins momentul când au fost acele probleme cu inundațiile și am depus pe alunecări de teren mai multe tronsoane de drum. Acum deja se află în licitație la CNI, drumul de aici de la intersecție cu drumul național până la Pienaru și încă 2,5 km pe drum, dar cetățenii trebuie să înțeleagă că pentru obținerea acestor documentații ca să putem obține finanțare, am avut nevoie de foarte multe aprobări, iar licitația durează destul de mult pentru că sunt foarte mulți ofertanți înscriși. Licitația nu se face la noi de data aceasta, se face la Compania Națională de Investiții și dacă sunt 14 ofertanți, durează destul de mult. Dar important este că reușim să obținem înțelegere și aprobări pentru această finanțare care era destul de importantă pentru noi și datorită faptului că lângă sala de sport se află un pod care este cuprins în acest drum și ne este de mare ajutor. Da, drumul de la Cărligei e un drum cu mari probleme. Drumul de la Cărligei este un drum cu probleme, un drum care ne ține legați de mâini și nu putem să intervenim, pentru că atunci când ești în litigiu, nu ai cum să intervenim pe o lucrare. Asta trebuie să înțeleagă cetățenii. Ieri am avut proces, ne-a dat termen în aprilie pentru expertiză, că mai trebuie ceva adăugat, o să mai vină expertul pe teren. Eu zic că lucrurile o să fie foarte bine calculate, expertul să fie foarte serios, de fiecare dată eu și echipa mea am fost la fața locului, ca atare nu avem cum să nu câștigăm acest drum, pentru că se vede cu ochiul liber că sunt probleme și de la constructor și ca atare lucrurile o să fie rezolvate legal, exact cum au fost rezolvate și la drumul de la Zorlești, proces care a fost câștigat, finalizat, inclusiv la contestația în anulare pe care a făcut-o constructorul, noi am câștigat procesul și urmează să facem dosar de executare și să-l determinăm oarecum pe constructor să vină să recepționeze lucrarea și să primim banii pe care noi i-am pierdut în această perioadă. Am înțeles, iată că dacă în partea cealaltă s-a putut, s-a finalizat, trebuie să se rezolve și cu drumul de la Cărligei. În ceea ce privește apa, canalizarea, vorbați puțin mai devreme de apa, noi funcționăm cu societate, tot în acest mandat scurt, noi am reușit să avem peste 1100 de branșamente de contracte de furnizare a apei. Avem licență de apă potabilă, prețul este făcut de către ANRSC și sunt mulțumită că am reușit să finalizez și această canalizare care ne este destul de benefică, fiindcă după cum se știe, dacă noi nu avem canalizare și o stație de epurare amplasată în localitate, nu mai puteam funcționa nici cu apa, pentru că noi ca și primari ne-am dat o declarație pe proprie răspundere că în cel mai scurt timp reușim să aducem finanțare pentru canalizare să putem funcționa cu societățile de apă la nivel de localitate. Vor beneficia de canalizare pentru început oamenii de pe zona asta, 9 km, Bumbești, Pițic, drumul național și cele două DJ-uri, Baia de Fier și spre Novaci, urmând să și îmi doresc să achiziționăm o vitanșă, cei care nu beneficiază momentan și vor beneficia pe extindere de canalizare, să aibă contracte cu vitanșa noastră din localitate, având această stație de epurare, ne va fi mult mai ușor să folosim și cetățenii să beneficieze de aceste servicii foarte importante pentru dumnealor. Doamne ajută, iată că aveți foarte multe lucruri de făcut în perioada următoare, multă putere, Doamne ajută să le rezolvați și mă bucur că aveți o echipă bună la primăria Bumbești-Pițic, adică oamenii lucrează, sunt muncitori, ambițioși. Contează foarte mult treaba aceasta și probabil faceți echipă bună și cu consilierii. Spre surprinderea tuturor care ziceau că nu o să facem echipă la primărie, s-a demonstrat că este invers. Noi suntem o echipă unită, cum de altfel un primar nu poate să facă
de unul singur să rezolve atâtea proiecte, să le finalizeze, să le ducă la îndeplinire, dacă în spatele lui nu are o echipă puternică. Sunt situații când și noi ne contrazicem aici, dar îmi place foarte mult să spun când ne contrazicem pe proiecte, pe lucruri bine făcute. Ia să-i vei bune. Da, și când se vede că într-adevăr în urma ta rămâne ceva. De altfel, să știți că asta mă reprezintă și pe mine, asta mi-a plăcut de fiecare dată. Atunci când trece cineva să spună, uite, a făcut lucrul acesta, a făcut un cămin cultural, l-a finalizat, a făcut o școală, a făcut un teren sintetic, a făcut spații de joacă pentru copii, acum în Cârligei urmează să facem un spațiu administrativ pentru că n-am putut să-i dăm denumirea de grădiniță, satul este mai mic și nu sunt copii care să-și desfășoare activitatea. Și atunci eu, împreună cu echipa mea, am ajuns la concluzia că putem face un spațiu administrativ să ne folosească și la secțiile de votare și mai mult decât atât, după aceea tinerii din localitate sau oamenii care au nevoie să poată să-l folosească pentru diverse activități. Am înțeles. Vă mulțumim mult de tot, doamna primar. Și poate dacă organizați activități Sfintele Sărbători de Paști, o să fim prezenți. Cu mare... Știu, alții ani, parcă s-a făcut cu ora de Paști sau nu știu dacă se mai păstrează la asta. O să încercăm să facem și anul acesta. Nu știu dacă o să ne permită legea fiind campania electorală, dar dacă avem evenimente, vă așteptăm cu mare drag și sunteți bineveniți la noi în localitate. Vă mulțumim mult. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei. Ați urmărit așadar, domnilor și domnilor, un interviu cu primarul comunei Bumbești Pițică, doamna Irina Cojocaru. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.